Proiectul a fost propus de un grup de parlamentari, însă deputații l-au adoptat imediat. De asemenea, același proiect a fost adoptat și de Senat în luna iunie a acestui an. În total, românii vor avea de anul viitor 13 zile libere, deși codul muncii prevede 12 zile acordate cu ocazia sărbătorilor publice, respectiv câte 2 zile pentru Anul Nou, Paști și Crăciun, și câte o zi pentru restul sărbătorilor religioase importante.